continuăm evocările, da. Menționa Ana despre momentul în care l-am cunoscut pe părintele și pe măicuța. Neîndoios că acele întrebări, acea agresivitate a mea, de care nu mi-aduc aminte, tu dai mărturie. Poate fi explicat din faptul că eram ateu. Eram un ateu convins, foarte militant. Și nebotezat, așa s-au gândit lucrurile vieții mele. Având că sunt nebotezat, părintele și mătuța de lângă vechitul, începem să vin în drumul cu prietenii în casa părintelui, cel puțin, eu știu, mi-am dat de conduța, era foarte preocupată ca să rânduiască bine aceste întâlniri săptămânale, în zi de zi. Și nouă, spre exemplu, ne-a fost alocat de, adică soției mele și mie, ne-a fost alocat de ziua de joi și de duminică, cam de la 5 și la 8. Atunci când părintele, programul părintele nu pregântea, mai puța ne-a anunțat acest lucru și se reporta pentru altă întâmplare. Deci, aflând că sunt nebotezat, au început să mă îndemne, să-mi pun problema să mă botez. Și mi-am gândit că, așa cum ai menționat și tu de fapt, Ana, erau câteva probleme, întrebări existențiale, fundamentale, cărora nu le găseam răspuns. Și ne spuneam că, dacă nu le găsesc răspuns, nu mă pot boteza. Nu găsesc motivul pentru a mă boteza. Și sfatul care l-am primit în casa aceea a fost să încerc să mă duc duminica la biserică. Nu mă duc pur și simplu. Am zis că ce sens are. Nu știu ce se întâmplă acolo, nu am nicio importanță pentru mine să stau așa lângă ușă, să mă uit ce se întâmplă acolo. Nu știu să-mi fac cruce. Nu vreau să-mi fac cruce, dar este noi mă sunt în acest lucru. Totuși, insistența a fost, te și vezi. Păi că asta a fost contribuția mea, că m-am dus și am văzut. O dată, de două ori, mai multe săptămâni, mai multe luni la rând și foarte interesant acesta a fost doar această mărturie. Deci, vedeți, nu s-a întâmplat ceva spectaculos între timp. Și totuși s-a întâmplat ceva spectaculos. Răspunsurile pentru întrebările de care vorbeam, nu le-am văzut. Înainte de boteză, de boteză. Pentru întrebările din acesta, dacă spuneți că Dumnezeu ne-a creat pe noi, atunci că Dumnezeu cine m-a creat? Era o potinire pentru mine. Sau eternitatea, viața veșnică. Nu puteam să o vizualizez, să spun așa, să o înțeleg. Sau care este tema faptului că în lumea aceasta suntem supuși timpului, murim și trecem într-o viață veșnică. De ce nu ducem direct în viața veșnică? Sau de ce nu ne oprim? Adică să avem o soluție economică. Ori direct în viața veșnică și ne avem nevoie temporalitate, sau stăm în temporalitate și odată cu sfârșitul vieții nu mai este nimic. Mi se părea mai logic, mai eficient. Natura este organizată eficient. De ce nu este așa? Acestor întrebări, ducându-mă duminică de duminică la biserică, stând acolo, la intrare, într-un colț, ne participăm la slujbă, nu înțelegeam despre ce este vorba, doar faptul că m-am dus, acesta este lucru nespectaculos și spectaculos. Acuitatea, imperativul acestor întrebări, de condiție pentru a mă boteza, s-a tipat. Cu alte cuvinte, nu mai simțeam nevoia de a găsi răspunsul acestor întrebări ca să mă botez. Asta este ideea. Deci n-am găsit răspunsul din lumea respectivă. Dar nu mai m-a apăsat. Apare că a fost un fel de suspendare. Mi s-a luat ceva probleme, pietre existențiale de pe suflet, de minte, mai cuvânt, că mai nu cu mintea. Deci am lucrul acestea. Și nu mai dezvolt faptul că ce s-a întâmplat după aceea, dar important este că această suspendare a puterii întrebărilor fără răspuns mi-a găsit după aceea apropiarea și mai mult și în luna iulie 1986
m-am botezat în așa lumea fiind anul acela.